La acest aniversar vă doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă și succes în activitatea de mare răspundere pusă în grupa comunității. La mulți ani, chestor de poliție, dr. Liviu Boc. Cu prilejul zilei poliției române, agenții de poliție nominalizează mai jos, care s-au intențiat în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliției, care îndeplinesc și condiții stabilite prin ordinea Ministrului Administrației și Internului, se avansează gradul profesional următor, înainte de îndeplinit stagiul minim în grad. Astfel, în gradul profesional de agent șef adjunct, agent principal de poliție Floroiu Marius, de la Poliția Orașului Mărășești. Și domnul agent principal de poliție Țâldea Ienache Eugen, de la Poliția Municipiului. În gradul de comisar șef de poliție, comisar de poliție Vasiloae Gicu, comisar de poliție Belibov Constantin, comisar de poliție Cășoriu Leonard Nelu, toți următorii sunt comisari care sunt avansați la gradul de comisar șef. Lazar Tomiță, Popescu Vasile Daniel, Ștefănescu Gabriel, Vasile Cristian, poate că am parcurs diplome și cupe. În urma concursurilor sportive organizate cu prilejul Zilei Poliției Române, unde am avut beneficiat de sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, Biroul Teritorial Vrancea și sprijinul Asociației Sportive Dinamo Focșani. De tir pentru la care au participat colegii din media locală. Locul 1, domnul Grăleanu Daniel, de la Monitorul de Franța. Vă felicit și mă doresc mult. Vă doresc la toți să aveți și sănătate. Vă doresc o zi bună. În primul rând vreau să le transmit la mulți ani, să fie sănătoși, să aibă grijă de familiile lor, așa cum au grijă și de comunitatea județului Vrancea, să-și păstreze profesionalismul și să-și păstreze echidistanța cu lumea politică, pentru că sarcina polițiștilor este de a apăra prin lege, cu orice preț, viața, integritatea și averea cetățenilor județului Vrancea. Din nefericire, este păcat când în ziua poliției decidenții puterii portocalii în acest moment încearcă un lucru disperat și anume să schimbe conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea pe criterii politice, cu dorința clară de a frauda alegerile locale care urmează pe 10 iunie 2012. Le transmit polițiștilor să-și păstreze verticalitatea, să-și păstreze profesionalismul de care au dat dovadă până acum pe raza județului Vrancea și a modului profesional în care au acționat și să știe că vremurile trec și indiferent dacă vor rămâne urme, eu cred că populația județului Vrancea va ști să procedeze de o asemenea manieră, încât cei care au comis abuzuri, și mă refer la politicieni în general, să plătească toate aceste lucruri lipsite de acoperire. Nu comentez acest aspect, resorturile poliției și mijloacele prin care să
produc avansările sunt regulamentele interne ale Poliției Române. Eu cred că totuși aceste lucruri vor fi elucidate din acest punct de vedere. Nu pot să vă spun eu dacă merita sau dacă nu merita un polițist care a fost prins băut la volan. Nu știu dacă a existat o hotărâre definitivă judecătorească în această situație. Neavând o hotărâre definitivă în această situație, eu militez în continuare pentru dreptul constituțional al oricărei persoane și anume, eu pot să vă spun foarte clar că modul în care Partidul Democrat Liberal a condus România, modul dezastros în care a condus România, a generat un haos total în instituțiile statului român. Și vreau să vă spun un lucru, că uitându-vă doar la statistici și uitându-vă la modul în care a crescut infracționalitatea în România, ne dăm seama clar că șefii portocalii al acestor instituții sunt absolut incompetenți și nu sunt buni de absolut nimic.